Bine ai revenit pe cristianpădăraru.com Astăzi vom cânta imnul bisericii, dar vom citi și scripturile ca să descoperim ce este, cum se face și ce avem în urma acestei adunări. Mai întâi începem cu refrenul, apoi prima strofă și după aia scripturile. Biserica, casa de rugăciune, adunarea Membi unii altora, congregarea, trupul unului, chemați la mântuire și la sfințire. Dumnezeu cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi. Nimicită niciodată, ea va sfărâma și va nimici toate împărățile, ea va dăinui veșnic. Tu ești o piatră și pe tine voi zidi congregația mea și locuința morților. Nu o va birui să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este adunarea, stâlpul și temelia adevărului. Bun, versetele care le citim din scripturi despre această adunare a unsului, această biserică a lui Hristos, în contextul împărăției lui Dumnezeu, împărăției cerului, începem din prorociile care sunt scrise în Vechiul Testament, Daniel, capitolul 2, versetul 44. În contextul visului lui Nebucanețar. În vremea acestor împărății, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Și am văzut această prorocie fiind împlinită pentru că în vis arăta succesiunea imperiilor, împărățiilor, de la cel babilonian la cel persan, grecesc, roman și apoi, cu 2000 de ani, venirea împărăției lui Dumnezeu, cum am văzut în fapte la postul capitolul 2, ceea ce este ultima ordine mondială. Și de asemenea, în Daniel, capitolul 7, versetul 27, este scris domnia și stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinților, celui prea înalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Și asta vedem mai ales în adunările din case, acolo unde sunt cel puțin doi ucenici ai unsului, este împărăția și când Dumnezeu se uită pe pământ, acolo este autoritatea în fiecare localitate, în fiecare loc din lumea asta, indiferent de împărăție, de administrare. Și Ieșua i-a spus lui Petru atunci când a întrebat, cine spuneți voi că sunt eu? Iar Petru i-a spus, tu ești unsul, Mesia, Hristosul. Și atunci Iesuia i-a spus, tatăl meu, Jehova, ți-a arătat lucrul acesta. Și eu îți spun, tu ești o piatră și o să zidesc pe tine casa mea de rugăciune. Iar porțile locuinței morților nu o vor birui. Și vedem că această împărăție este o împărăție vieții. Și asta este speranța care avem nădejdea oricărui om să trăiască veșnic. Și de asta zice că este o împărăție veșnică. Și intrarea în împărăția, așa cum am studiat ultima, este la momentul botezului, scufundării în apă, în numele lui eșua când se spală păcatele, se primește prezența Duhului Sfânt ca o pecete în inimă și este scris numele în ceruri. Atunci se intră în această împărăție veșnică. Iar această zidire o vedem în faptele apostolilor capitolul 2, acolo unde Petru a predicat, unde s-au botezat oamenii care au primit această chemare să fie mântuiți și asta a fost după venirea Duhului Sfânt și așa a venit împărăția și a început biserica. De asta mergem în Petru, în scrisoarea lui, Prima scrisoare a lui Petru, capitolul 2, versetul 9 și 10. Voi sunteți o semeție aleasă. Noi am fost chemați să facem parte dintre cei aleși. Dacă vrem, alegem să urmăm pe Eșua ca ucenici sau nu. Însă Dumnezeu se uită ca la o semeție aleasă. Este partea lui să facă această chemare. Fiți scăpați din mijlocul acestui neam ticălos aceste generații poluate. În fiecare generație face această chemare. Dar așa ne vede ca o semăție aleasă. O preoție împărătească. Fiecare ucenic e un preot. Nu există două categorii de oameni. Chiar dacă mai târziu o să vedem că sunt daruri diferite pentru a sluji diferit. Însă toți ucenicii, toți creștinii sunt preoți. Preoție împărătească. Un neam sfânt. Fiecare ucenic, fiecare creștin e un sfânt este pus deoparte pentru Dumnezeu, asta înseamnă. Un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, l-a câștigat, a luptat pentru sufletele noastre ca să ne întoarcem la el, să venim la el. Și spune și de ce, ca să vestim puterile minunate ale celui ce va chemat din întuneric la lumina sa minunată. Și ca să vestim și să îl slăvim și să îi mulțumim. Să vorbim și la ceilalți despre faptul că eram în întuneric și am ajuns în lumină. Vedem, cunoaștem. Pe voi care odinioară nu erați un popor, însă acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătați să răți îndurare, însă acum ați căpătat îndurare. Și simțim asta, îndurarea care a avut-o Dumnezeu față de noi, pentru că toți meritam moartea însă El s-a îndurat de noi, ne-a câștigat și suntem poporul Lui, toți ucenicii din toată lumea. În Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 31, este scris cum biserica se bucura de pace în toată Iudea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea și vedem o imagine clară, dar cu 2000 de ani, dar care o simțim și în zilele noastre. Adunarea locală atunci când te uiți la ea se bucură de pace. Chiar dacă acolo era specific în locațiile alea, și noi avem pace, indiferent dacă e război în lume, pentru că pacea care vine de la el întrece orice înțelegere. Avem pace că avem credință în el. Ne întărim sufletește și umblăm în teamă, teamă că există consecințe și El este Domnul, este Dumnezeu, El este Cel care are toată puterea. Și adunarea crește, se mulțește, atât numeric cât și se maturizează cu ajutorul Duhului Sfânt. 1 Corinteni, deci, capitolul 12, și de asemenea în Romani, capitolul 12, Pavel ne ajută să înțelegem dinamica în biserică. După cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și unsul. Și face ilustrația asta cu un trup, cu un corp, care are mai multe părți, sunt diferite, dar sunt împreună și au nevoie unele de celelalte ca să se completeze, să se ajute. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greși, fie eroi, fie liberi. Și toți am fost adăpați într-un singur duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul a zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup. Nu este pentru aceasta din trup? Și dacă ureche ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup. Nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum dar. Dumnezeu a pus mădularele într-o pe fiecare, așa cum a voit El. Și recunoaștem că Dumnezeu a făcut atât trupul fizic care îl avem și pe care Pavel îl folosește ca ilustrație aici, cât și trupul unsului. Vedem că le-a pus diferite și nu trebuie să fim la fel. De să fim diferiți și ce mai bun în partea noastră a trupului să descoperim. Care crezi că e partea ta în trup? Pentru că ai fost botezat și ai intrat să fii parte din trupul unsului, ai o parte. Care este partea ta și cum poți să o faci cel mai bine? Dacă toate ar fi un singur modular unde ar fi trupul, Fapt este că sunt mai multe mădulare, însă un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Și aici apreciem diferența între noi atunci când cineva pare că e puternic sau slab și vedem că Dumnezeu, Vede la un moment dat că cele slabe sunt necesare. Iar părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste le îmbracă cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularilor lipsite de cinste. Pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. El știe cum suntem. Dacă simți că nu ai cinste sau nu ești perțuit sau ești mai slab, Dumnezeu te vede de folos. Ești de folos. Ești necesar. Și te împodobește. Pentru că cel care arată bine care e mai puternic, nu mai are nevoie de lucrul acesta. Îi pasă de tine, Dumnezeu, și e nevoie de tine. Fiecare e nevoie să slujim. Și zice, ca să nu fie dezbinare, să fie unitate, să fim împreună, să îngrijim unii de alții. Iar dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Împreună suferim simțim unii cu ceilalți. Iar dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți tropul unsului și fiecare împarte parte mădularele lui. Iar Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutătorilor și cărmuitorilor și vorbire în de limbi vedem că dă o ordine și atunci avem pace când ne cunoaștem rolul și ne punem țeluri conform rolului și întreabă oare toți sunt apostoli, toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, suntem diferiți să așteptăm că toți să facem aceleași lucruri. Dar, lasă un comentariu care crezi că e partea ta, ce zic alții că e partea ta. E foarte ușor, poți să vezi în trecut sau să intre pe ceilalți cu ce ai ajutat cel mai mult până acum. Ce probleme ai rezolvat în trup? Cum te-ai îngrijit de ceilalți? Și s-au simțit ei îngrijiți și acolo îți descoperi darul sau rolul. Romani, capitolul 12, Pavel împărtășește cam aceleași gânduri ucenicilor din Roma, căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în unsul. Însă fiecare, în parte, suntem mădularele unii altora. Deoarece avem feluri de daruri după harul care ne-a fost dat, Cine are dar, prorociei să-l întrebuințeze după măsura crăinței lui? Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui? Cine învață pe alții să se țină învățătură? Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare? Cine dă să dea cu inimă largă? Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă? Cine face milostenie să o facă cu bucurie? Foarte bune îndemnurile ca atunci când descoperim partea noastră să o facem. Și să o facem cu bucurie pentru că atunci zidim împărăția. Deci, care e partea ta în împărăție și cum contribui ca să o zidești? Efes, capitolul 4, tot Pavel, scrie această scrisoare către ucenicii din Efes zice, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea tropului unsului. Și iarăși am văzut în Corinteni că chiar dădea o ordine și o să avem un studiu despre bătrâni, prezbiteri, învățători, evangeliști, diaconi, rolurile din trup. Însă din ce știm, apostolii au fost uh, evangeliști care au fost fizic cu Isus. De asta nu mai avem apostoli. Iar prorocile s-au terminat. Nu mai e nevoie de proroci. Toată descoperirea cuvântului o avem. Și nu este suficientă pentru mântuire și pentru sfințire. Pentru maturizare, zidire. Așa că cine Citește cuvântul, în urma cuvântului vine credința și de asta nu mai e nevoie de apostoli și proroci, dar e nevoie de evangeliști. Apostolii sunt mesageri cei trimisi. Și atunci, vedem că în ordinea asta, cum cumva învățătorii sunt mai presus sau în ordinea asta în care a pus-o în Corinteni. Apoi, vedem prezbiterii. Evangeliștii și diaconii. Deci rămânem cu aceste patru roluri care sunt diferite, pentru că Evangelistul se concentrează mai mult pe cei din afară, ca să le zică ce au de făcut ca să fie mântuiți. Apoi, odată ce intră înăuntru, sunt învățați de învățători cum să fie sfinți și de prezbiteri sunt supravegheați, iar de diacon serviți și toate astea pentru desăvârșirea, adică maturizarea, creșterea, să ajungem mai mult ca unsul. Și continuă. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății unsului. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vând de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin și lor în mijloacele de amăgire. Și putem vedea asta în lume, că în constant sunt mijloace de amăgire, mai ales în zilele noastre, prin tehnologie. Și ne ajută că atunci când avem aceste roluri care slujesc în adunare, ne echipează, ne descopere lucrurile astea și ne pregătesc ca să fim maturi și să nu fim amăgiți de lume. Și continuă. Credincioși adevărului, în dragoste, creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul, adică unsul. Din el tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare închetură, își primește creșterea potrivit cu creșterea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Și asta e că e parte din trupul unsului fiecare ucenic crește și primește tot ce are nevoie și în afara trupului nu se poate să aducă roadă și să crească. În aceeași scrisoare, nefes în capitolul 2, mai devreme, Pavel zice că prin el și unii și alții avem intrare la tatăl într-un duh. E legătura asta, fiul, tatăl, Duhul. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu Sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Avem cetățenie în cer. Ha fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind ieșua unsul. Când mă gândesc la casa asta, dacă o desenez așa, văd că învățătura care ne-au dat-o prorocii și apostolii și mesajul așa cum parcurgem prorocii, vedem că este pocăința. Să înlocuim punerea încrederii în creație cu creatorul și pe el să slujim iar la apostoli, fiind mesajul acesta care îl găsim în Petru, în Pavel, în Noul Testament, de zidire, de credință. Iar capul, acoperișul, să zic așa, este Fiul lui Dumnezeu, Iesua, unsul. În el toată clădirea bine închegată crește, ca să fim un templu sfânt în Domnul și prin el ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Acesta este locul unde se adună oamenii și când zici cum pot să-l văd pe Isus, cum pot să-l găsesc, este atunci când se adună cel puțin doi în numele lui care au fost botezați, au Duhul Sfânt prin Duhul și acolo poți să-l vezi, acolo se manifestă. Iar asta poate să se întâmple în fiecare casă. Înțeleg că unele adunări vor să țină controlul și să zică că doar într-un anumit loc. Trebuie că este în orice loc împărăția se manifestă atunci când se adună doi. Și se roagă unul pentru celălalt. Cântă. Laudă pe Dumnezeu. Citesc din Scriptură. Sunt în Duh. Sunt duhovnicești, nu lumești. Scrisoarea lui Pavel către Coloseni 1 Capitolul 1 zice că El este capul trupului al Bisericii. El este începutul, El cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Și de asta îl recunoaștem pe Iesua ca fiind Domn, îl recunoaștem că El este capul Bisericii, chiar dacă a fost zidită pe Petru, pe unul dintre apostoli, nu este El capul. Isus este capul, nu este un om cum ar veni papa sau orice alt om. Eu nu sunt capul bisericii aici, în locul unde trăiesc, ci Isus este capul bisericii, El este capul meu, capul lui este Tatăl, Jehova, și, într-adevăr, eu pot să zic că sunt capul casei. Și unii ar zice că soția e gâtul, nu? <laughs> Dar acum, mai, mergem mai departe în Evrei, capitolul 2, versetul 12, unde zice Voi vesti numele tău, fraților mei. Îți voi cânta laude în mijlocul adunării. Și iarăși ne descrie cum vom vesti numele tău și vorbim de Jehova Tatăl, de Iesua Fiul, fraților și vom cânta laudă în mijlocul adunării. Laudă pentru că ne-a salvat, ne-a scăpat de la moarte la viață, din întuneric la lumină, de la boală la sănătate, sufletește și trupește. Și în Evei, capitolul 12, versetul 23, este scris Biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor nepehăniți făcuți de săvârșiți. Și toate aceste cuvinte le regăsim prin Noul Testament, E special să știi că ai numele scris în cer. Ca și ucenic al Unsului, atunci când faci acest legământ, când ești scufundat în numele Lui și intri în împărăția Lui, începe o viață nouă, să știi că ai numele scris acolo de Dumnezeu. Dumnezeu, judecătorul tuturor. Iar aici vorbim despre adunarea Unsului. Ei bine, așa cum ne uităm în istorie, vedem că întâlnirea cu Dumnezeu se făcea la început în perioada lui Moise, în cortul întâlnirii. Apoi a fost făcut templul lui Solomon și amândoi erau două construcții fizice. Și știm că era o ordine, preoții intrau acolo să curățească, iar noi, ca și ucenici ai unsului, ne curățim atunci când suntem spălați de păcate. Și continuăm prin luarea cinei, prin comuniunea, care noi în casa noastră o luăm sâmbătă seara, este cina, și în fiecare săptămână rodul viței de vie, suc de struguri și facem o pâine nedospită și frângem pâinea, o împărțim, aducându-ne aminte că este trupul unsului și bem acest suc de struguri organic ca să ne amintim că sângele lui ne-a spălat de orice păcat. O luăm cu curăție de inimă, fără să avem nimic în inimă față de oricine ne cercetăm inimile. Să fie iertat orice lucru din inima noastră și... Asta facem pentru că biserica este de fapt un organism viu. Sunt oameni, e adunarea. Nu este o clădire nu mai este cum a fost în Vechiul Testament templul sau cortul, pentru că am avut această prorocie a venirii acestei împărății și chiar dacă au rezidit în timpul lui Ezra și Neemia, acel templu iarăși a fost distrus cu 2000 de ani. Și n-a mai fost prorocii că o să fie zidit fizic ceva, ci a fost clar această împărăție care a început acum 2000 de ani, biseica lui Hristos, adunarea unsului congregația sfinților și aici al vedem aici ne întâlnim cu Dumnezeu de asta dacă nu ai așa ceva la tine în comunitate înscrie-te ca să devii ucenic să fii botezat și în fiecare sat în fiecare comună în fiecare oraș pe fiecare stradă există cel puțin o casă iar dacă nu există hai să ne rugăm ca să-l caute pe Dumnezeu cei de pe strada noastră Așa că te rog scrie un comentariu cu ce te-a impresionat, ce te-a ajutat cel mai mult, cu ce ai rămas, ce ai înțeles, ce o să faci cu ce ai înțeles din acest mesaj pe site-ul cristianpădoare.com biserica și mă voi ruga. Îți mulțumesc, Tatăl nostru în cer, pentru șansa asta de a cerceta scripturile împreună, de a putea vedea planul tău cu adunarea, în cadrul împărăției, așa cum se face voia în cer să se facă și pe pământ, și unde este făcută voia ta ca împărat, este împărăția ta. Te recunoaștem ca singur Dumnezeu viu și adevărat împărat, creator. Te recunoaștem că Tu ai făcut cerul, pământul și pe noi. Tu ești Tatăl nostru, al sufletele noastre. Și înțelegem că îți dorești să avem o relație cu Tine. O relație veșnică îți dorești să trăim cu tine în viața asta și după. De ce am zice că vrem să trăim în veșnicie cu tine, în rai, să ajungem dacă în viața asta nu trăim cu tine zilnic? Și de asta te rog pentru toți cei care nu au făcut încă legământ cu tine să ajuți să ajungă aceste registre, aceste mesaje, mai ales la tine, care nu cunosc și acum învață. Sunt în sezonul primăverii, când se seamănă în viața lor. Aștept să se semene neprihanire, ca să aibă o roadă de neprihanire. Să se semene sănătate, sufletească și trupească. Pentru că amăgirile sunt multe în viețile astea, în, toate, în toată lumea peste tot. Mai ales în perioada asta, muzică, filme, jocuri, toate ca să treacă timpul și de asta îți mulțumesc că îi ajuți să ajungă la înregistrările de genul ăsta ca să poată să aibă claritate și încredere și să aibă o adunare la ei în casă, la ei în comunitate. Te rog, în numele Fiului Tău, în durete de fiecare localitate, să existe și să rămână până la sfârșitul lumii, să continue perpetu, în generație în generație, iar pentru cei care deja au făcut legământ, te rog, ajută să persevereze în a se îngriji unii de alții, în a crește sufletește, a se zidi acolo local unde sunt, a crește maturitate, să fie mai mult ca fiul tău și a crește în numere. Să-ți vestim bunătatea și îndurarea care a arătat-o față de noi. Îți mulțumesc încă o dată pentru șansa asta să cercetăm împreună, să cântăm. ajutei să facă un cover, să poată să fie o înregistrare cu această cântare. Așa cum facem lucrarea și în română, și în spaniolă, și în engleză, și în celelalte limbi, așa cum se poate traduce. Și îți mulțumesc încă o dată, Tatăl nostru, pentru planul tău din împărăția cerurilor, pentru biserica, Amen.